Vă salut, dragi prieteni, la dezbateri electorale. Suntem chiar la mijlocul perioadei dintre turul întâi și turul al doilea. Acum o săptămână, sigur că țara fierbea, acum pare să se mai fi liniștit un pic, s-au anunțat și rezultatele oficiale, s-au făcut și contestații, între timp s-au și respins. Acum avem exact și clasamentul bine aranjat cu traseiștii, cei care au votat pentru că erau plecați la țară sau pur și simplu la băi pe liste suplimentare, liste destul de stufoase, o să vorbim și despre asta. Și bineînțeles, încet, încet, implicarea televiziunilor, a bisericii, a Sfântului Duh în campania electorală, încet, încet, ni se sugerează foarte clar cam ce avem de făcut. Despre toate astea, sigur că o să încercăm să vorbim în această emisiune, spuneam, de mi-mandat, adică de la jumătatea drumului. Mai întâi a fost această propunere de luat în calcul, sigur, și de către noi, propunerea lui Traian Băsescu, dezbaterea principală, dacă nu singura dezbatere sau dezbaterea cea mai vastă, să aibă loc chiar la Palatul Cotroceni între cei doi mega candidați care au rupt totul ca niciodată, de altfel, în alegerile democratice din România. 40% Victor Ponta, 30% Klaus Iohannis, 70% este scorul celor doi, este practic scorul USL-ului de pe vremea în care Ponta era frate cu Crin Antonescu și Crin Antonescu nu era încă frate cu Klaus Iohannis. Deci cei doi s-au distanțat foarte clar, nu există discuții. E bine, ei au fost invitați, mi se pare de bun simț, de către președintele statului, în absența acestuia, în absența totală a președintelui, să preia practic Palatul Cotroceni, să se desfășoare, am înțeles că există semnal disponibil pentru 30 de televiziuni dacă e nevoie acolo, deci toată lumea ar fi putut să preia într-un cadru absolut elegant, absolut corect, fiecare staff de campanie putea să-și aranjeze peluza lui cum ar fi venit și să aibă loc o dezbatere pe mai multe zile dacă e nevoie între cei doi. Se pare că nu au căzut de acord candidații nici asupra unui astfel de întâlniri, mai ales tabăra PSD-istă a văzut imediat implicarea lui Traian Băsescu acolo. Prilej pentru armata PSD-ului să le reamintească oamenilor că dacă îl votează pe Iohannis, de fapt îl vor vota tot pe Traian Băsescu. Sigur că n-avea nicio legătură. Trebuie spuse lucrurile clar, aici apăsat, n-avea nicio legătură. Intervenția Palatului Cotroceni, practic al lui Traian Băsescu, care, sigur că de asta este un mediator, președintele este și un mediator, dar se cam uită la noi chestiunea asta, care i-a invitat pe cei doi, mai ales că unul dintre ei urmează să locuiască vreme de vreo 5 ani la palatul respectiv, să aibă o întrevedere acolo. Sigur că s-a ajuns până la tot felul de discuții, Băsescu, Iohannis, PDL, doresc să facem acea schimbare pe care USL-ul a propus-o tot timpul. Dacă domnul Iohannis vrea să vină împreună cu domnul Băsescu la dezbaterile pe care avem luni, marți, miercuri și joi, e dreptul lor, a declarat ușor iritat Victor Ponta, dar nu foarte iritat, pentru că nu-și permite să-și iasă din matcă în aceste zile și trebuie să-și reamintească faptul că ne-a promis sau că cei din spatele lui au promis că va fi un președinte al tuturor românilor. Victor Ponta, refuzând această propunere, numai pentru că venea din partea lui Traian Băsescu, a mai reiterat odată faptul că va fi un președinte de stânga, dar un președinte al tuturor românilor, avându-l în dreapta sa pe Călin Popescu Tăricianu, cel care, nu-i așa, a fost un om adevărat de dreapta. Deci ca să nu ne mai îndoim până la urmă că pentru prima dată nu va exista o problemă de coabitare între cei doi, chiar dacă ei provin din partide diametral opuse și se pare că și baroneii probabil că au acceptat această formulă cu doi oameni de paie în spatele cărora sigur să se țeasă în continuare lunga istorie post-decembristă a neamului românesc. Da? Sigur că trebuie și niște oameni de suprafață, numai că încă o dată istoria ne reamintește, chiar dacă tot vorbim despre ea și uneori ne repetăm aiurea, istoria ne reamintește că oamenii puși de paie la înaintare aveau până la urmă să ne domine mult și bine. Numai astăzi, de exemplu, sărbătorim 25 de ani de la căderea zidului Berlinului și cred că și doamna Firea ar trebui să fie fericită pentru asta, altfel n-ar fi întâlnit atâția soți în această viață și ar fi fost o nimeni în drum, da, care probabil dădea cu mopul astăzi. E un moment la care ar trebui să medităm, să mediteze și clasa politică, să mediteze și televiziunile și cei care au ajuns astăzi la pușcărie după ce și-au trăit traiul,
da? Și-au bătut joc de această țară și-au furat pentru N generații, că fără căderea zidului Berlinului, noi astăzi am fi fost niște simpli ceaușiști, al de Andreea Raicu și Andreea Esca purtau halate și se plimbau prin fabrici, așa? Iar baronii pe care îi vedem noi astăzi, probabil că nici n-ar fi existat. Erau pe undeva pe la țară și numărau boabele de porumb sau, cine știe, neghina. Despărțeau grâul de neghină. Da. N-am fi existat fără această cădere a zidului. Sigur, ea pică destul de prost pentru noi în plină dezbatere electorală, în turul al doilea. Ne interesează cu totul altceva pe noi. Noi am mulțumit sorții pentru ce s-a întâmplat atunci. Repede, cei care erau pe poziții s-au așezat să călărească țara și cam în această situație suntem și acum. Bun, deci trecem de la acest prim moment. Probabil că nu va exista o dezbatere la Cotroceni dintre cei doi, deși ea n-ar fi sunat rău. Îl vedem pe Klaus Iohannis în ultima vreme ceva mai ofensiv, omul a ieșit la atac, era clar că dacă rămâne în acea expectativă, nu că i-ar fi știrbit reputația cu ceva, dar oamenii deja îl catalogau drept mut, îl catalogau drept prostănac, îl catalogau drept semi-analfabet, gângav și așa mai departe, toate astea curgeau, de ca și cum a dat din gură în România înseamnă o virtute. Bun, asta e o dovadă încă o dată și cred că sunt în asentimentul curioșilor analiștii scorțoși, că e o dovadă de lipsă de maturitate politică. Pe de altă parte, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a avut o ieșire agresivă pe Facebook, dându-și seama că nici ea nu mai are mult, dacă se va schimba ierarhia în turul al doilea, și l-a atacat groaznic pe Klaus Iohannis, făcându-l până la urmă și pe el și pe simpatizanții săi analfabeți. Asta după ce i s-a răspuns la postări, toate televiziunile sunt în delir, a scris ea pe Facebook, că în stradă au ieșit 2000 de inși. Așa și mâine suntem capabili să strângem 20.000 fără probleme doar la Craiova, o facem și noi? Facem război civil sau îl convinge cineva pe mutul ăla să iasă la dezbatere? Pe Olguța, erai și tu un pic mai tânără. Mutul ăsta, scris cu majuscule în cazul tău, n-ar fi fost chiar așa un fitecine. Știm că toate femeile din această țară, sigur, de la o anumită funcție în sus, erau topite după Adi Mutu. Deși mare lucru nu era de capul lui, au spus cele care l-au cunoscut, dar în orice caz știți cum e femeia. Curiozitatea contează. În fine, sigur că postacii au intervenit că sub sprijinul anonimatului, bineînțeles că pe Facebook poți să scrii orice. Ultimele postări, a replicat apoi la câteva ceasuri Olguța, ultimele postări cred că i-au deranjat foarte tare pe simpatizanții Nemțălăului, care mi-au umplut peretele privat de înjurături. Astfel am putut constata cu cine votează analfabeții, fiindcă unul n-a nimerit o frază corectă din punct de vedere gramatical. Vai de voi, le-a transmis Olguța, cât ați mai muncit o noapte întreagă. Dar tot ea se exprima la un moment dat, dacă nu mă înșel, spunând mi-ar plăcea să iasă Klaus Iohannis președinte, numai ca să-i văd pe unii cum își vor mușca mâinile după aia. Dom'le, dacă într-adevăr România ar avea de ales între bine și rău, doamnă Olguța și stimați PSD și alegători nehotărâți, dacă România ar avea de ales după 25 de ani între bine și rău, ar fi excepțional. Dacă și s-ar cunoaște lucrul ăsta. Stați liniștiți că n-am avea nevoie de postări pe Facebook ale primărițelor craiovene, ca să ne dăm seama de asta. Ar fi foarte bine, din păcate lucrurile nu stau așa. N-am ajuns încă să votăm între bine și rău. Dar cred că asta este soarta într-adevăr a planetei, nu numai a noastră. Eu nu știu undeva dezbatere electorală între bine și rău. Poate se fost la un moment dat prin America Latină. Țineți minte când a câștigat Lula în Brazilia, după aia când a venit Delma asta și a câștigat tot ea în Brazilia. Da? Te spuneau la un moment dat ea Vilma din Freci Barnei, așa. Deci poate acolo, poate în zonele astea să fie avut la un moment dat într-adevăr. În Europa să știți că nu s-a întâmplat. După cunoștințele mele în ultimii 25 de ani nu s-a votat niciodată între bine și rău. S-a votat doar în mâzgă. A votat doar în cenușiu. Incertitudini dacă suntem eleganți. Pentru că ce incertitudine, că nu știi cine sunt oamenii politici? Peste tot, toate dezvăluirile îi pun în offside pe oamenii politici. Nu există nicăieri în lume, încă o dată spun, după știința noastră, în lumea civilizată, dezvăluiri
scandaluri care până la urmă să se termine în justiție sau în presă sau în piața publică în favoarea oamenilor politici. Nu, ele toate sfârșesc prin a arunca într-adevăr o umbră definitivă asupra claselor politice. Bun, și oamenii Varanului, să știți că înjură bine, ei fac zid, bineînțeles, în jurul premierului, chiar cu prețul ridicolului. Astfel, senatoarea PC, Cristiana Anghel, a făcut un apel pentru români de a-l vota pe Victor Ponta, criticându-i pe cei din diaspora, să fi plătit doar ei 24% TVA, să le fi închis doar lor spitalele, ca și atunci, în 2009, diaspora și Transilvania a spus că face bine, iar noi ceilalți suntem niște proști, și a ieșit președintele celor care vin ca musafiri în țară și habar n-au ce suportăm aici. Deci, după cum vedeți, încet, încet, oamenii care votează în străinătate, desigur, cei care nu votează cum trebuie, devin un fel de paria societății. Bun, ei ar fi putut să fie. Noi am și spus chestia asta despre ei în atâtea rânduri. Da? Cu liniște, cu... O sunt niște oameni de toată isprava, cei mai mulți dintre ei. Evident, n-au plecat acolo pentru că erau niște genii, cei mai mulți dintre ei. Dar vedeți cum erau protejați atunci de un sistem care încă avea nevoie de ei și nimeni nu spune asta? Nimeni nu-și bătea joc de condiția lor. Poate subsemnatul, care avea, bineînțeles, dreptate. Și avea și de ce să o spună. El putea să o spună. Ei n-aveau curajul și n-aveau nici calitatea să o facă. E bine, acum, încet, încet, acești oameni care au stat la cozi absolut onorabil în străinătate pentru a-și exercita stupizenia asta de vot, da? Da, ideea este onorabilă. Scopul e o prostie. Da? Deznodământul e o tâmpenie. De fapt, cum recunosc și cei de la PC. Ne-am tot dus la vot de fiecare dată. Da? Deci au fost trei surprize colosale. Să le reamintim. Emil Constantinescu îl bate pe Ion Iliescu în 1996. Traian Băsescu îl bate pe Adrian Năstase, unul dintre cei mai mari criminali ai societății românești de la înființarea ei. Da? Tot Traian Băsescu îl bate pe Mircea Gioană, un prostănac. Da? Deci trei surprize colosale, în care clasa comunistă, bolșevicii, da, cum sunt ei denumiți de către cei care nu-i votează, au pierdut de trei ori, deși erau favoriți. Mascarada aia cu Iliescu și cu Corneliu Vadim Tudor n-are importanță, că acolo tot așa a fost o bătaie de joc în turul al doilea. Vadim Tudor nu mai avea nicio șansă, a fost pur și simplu linșat de opinia publică și a pierdut în fața boșorogului ăla de Ion Iliescu. Eram raștunși și frezați acolo, n-am avut de ales. Dar mi se pare că în ultima perioadă, și trebuie să intervenim, că noi suntem aici pe rolul arbitrului, mi se pare că nu-i logic așa și nu-i normal să se întâmple așa. Traversăm niște momente în care se încearcă, și cu ajutorul televiziunii, și cu ajutorul bisericii, și cu ajutorul celor care sunt mai vocali, să ni se insufle un fel de dezbatere, un fel de bătălie electorală, de fapt, între Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor. Că pentru faptul că este neamț, pentru faptul că nu este ortodox, da? Pentru faptul că vorbește mai puțin decât Victor Ponta, pentru faptul că nu vrea amnistie și grațiere, și pentru multe alte chestiuni care nu sunt în contact cu România anului 2014, care vrea românii în continuare, ca să nu ne fure cineva țara, evident, care vrea în continuare ortodoxi, care vrea în continuare oameni care vorbesc și nu se mai opresc, da? Care vrea în continuare un regim pentru cei care fură, sau pentru cei care fac politică, e suficient să spunem atât. Pentru ce să mai vină politicienii la muncă dacă de aici înainte numai li se va lua? Pentru 1000 aia de euro pe care o câștigă pe salariu? Pentru aia nu vine nimeni la muncă, fraților. Da? Deci, după cum vedeți, aceste metehne sunt în continuare toate la ele acasă. Și asta vrea populația. Da? Și dacă nu vrea, este îndrumată să facă așa. Pentru că, într-adevăr, aparatura PSD-ului este un pic mai importantă decât cea de dreapta, ACL-ului. Ceea ce nu este corect. Aici ar trebui să punem rigla la mijloc și să împingem așa, ca arbitru, în cele două părți, pe beligeranți, folosim un termen drag lui Corneliu Vadim Tudor, da? Și să fim la mijloc, lăsându-i pe oameni să judece după criteriile lor. Ați văzut că nu degeaba înjuram biserica emisiune de emisiune? Ceea ce face biserica în aceste zile este coborât exact din anii în care ea ar fi acționat exact așa, ba chiar ne-ar fi omorât în bătaie, dacă ar fi avut ocazia. Este vorba de anii comunismului. Dacă ar fi fost pe invers, de exemplu, și comunismul s-ar fi aliat cu biserica, după părerea mea a fost o prostie atunci.
dacă, și sigur, valabilă la toți comuniștii din Europa răsăriteană, dacă ei ar fi făcut un pact cu biserica, ar fi reușit să-i manipuleze pe oameni încă de 100 de ori mai bine, dacă nu de 1000 de ori mai bine. Pentru că oamenii bisericii sunt lași, da? Aproape toți. Ei ar fi pus botul exact cum fac acum. Cum, Dumnezeu, tu ca preot poți să ai o înclinare către cel care îți dă ție de-ale gurii? Biserica trimite fluturași oamenilor, da? Au intrat în campania electorală. Uitați aici, preoții ortodoxi din Cluj au primit o circulară de la Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, prin care li se cere să le spună credincioșilor să voteze cu un președinte creștin, ortodox și român. Mai mulți preoți au recunoscut că au primit asemenea indicații și pretind că le vor urma. O să le spunem oamenilor că trebuie să meargă la vot, asta deja e prima mare prostie, nu-i treaba preotului să te cheme la vot, și să aleagă un președinte creștin, ortodox, român, din câte am înțeles eu, spune un preot înregistrat de reporterii TVR Cluj. Am, sigur că din câte am înțeles el, că preotul în general nu înțelege prea multe, trebuie să-i spui de mai multe ori, dar i se va spune de mai multe ori. Stați liniștiți. Altă chestiune. La mănăstirea Cozia, credincioșii care au fost acolo sâmbătă au primit bilețele cu demne electorale. Stimate alegător creștin-ortodox, când votezi, nu-ți străda credința și neamul. Votează Victor Ponta, român și creștin-ortodox. Sute de astfel de bilețele au fost distribuite enoriașilor. Scrie unul după aia pe Facebook, o nemernicie primită la mănăstirea Cozia, cum înțelegi de ce atâția bani pentru popi? Nu mă, noi am înțeles mai repede decât voi, da? Noi am înțeles, nu voi. Da? Voi v-ați dus ca proștii la vot, voi sunteți cei care considerați cu ortodoxia a ridica România. Nu, tată, v-am explicat aici defalcat de atâtea ori, da? Deși aparent nu era subiectul emisiunii, cam cu cine avem de-a face. Te mai spun încă ceva. Deci dacă pe vremea lui Ceaușescu, biserica, nu putea să facă Ceaușescu un pact, că atei erau și ăia și el. Da? Se ducea la popi, la grei, da? Biserici ortodoxe și le-ar fi spus, bă, dracu vă ia, da? Să fim foarte bine înțeleși, voi sunteți niște nimeni, pe mine mă interesează să manipulați populația. Păi bă, securitatea ar fi fost zero. În fel, foarte mulți popi erau securiști, dar ar fi fost zero. Pentru că, într-adevăr, la cât de prost era românul, dacă mai avea și dreptul să meargă la biserică, păi îl sanctificau pe Ceaușescu. Chiar acum am văzut, circula un material pe internet, merită Ceaușescu canonizat? Așa se întreba oamenii. Bă, merită, tată. Merită, pentru că, până la urmă, nu contează cât de frumos joci. Contează rezultatul. Da? Deci Ceaușescu, la rezultate, fraților, cu cât va trece timpul, cu atât el va ieși mai net în față. Bate prin cei mai puțin de 25 de ani, că e în asta chiar 25 de ani la putere. Iată că acum se împlinesc 25 de ani de la căderea zidului. El este învingător la puncte, nu prin knockout. Dar câștigă la puncte în fața societății care a avut atâția președinți, atâția oameni politici, atâta gălăgie, atâta fanfaronadă pentru nimic. El câștigă la nivelul realizării, nu că vă dădea vouă proștilor locuri de muncă. Nu, nu la asta. La nivelul realizării. Ceaușescu a mai făcut câte ceva. A mai tras un pod, a mai tras o cale ferată, da? A mai tras câte o autostradă, a mai făcut ceva. De la el încoace nu s-a făcut nimic. Da? Deci dacă Ceaușescu ar fi avut atunci inspirația sau cineva să-i pună cu botul pe labe pe toți preoții ăștia să, da? Intre un pic peste ei, eram praf și pulbere. Deci biserica ne-ar fi manipulat, ne-ar fi vorbit numai de Ceaușescu. În biserică puneau portretele lui. Da? Cine ar fi, ar fi mișcat cineva? Bă, erau poate câțiva preoți de aia cu barba până la pământ, care fugeau de să împiedecau de barbă, după aia fugeau peste o goară și se duceau în păduri și rămâneau acolo. Nesemnificativ, împușcau vânătorii lui Ceaușescu după aia. Nu contau. Ar fi fost declarați martiri la 100 de ani de la împușcarea lor. Dar în orice caz, recunoașteți? Asta v-am spus de fiecare dată. Uite, vedem biserica cum se implică astăzi, dar pentru ce, mă? Ok, dacă ar fi fost Ponta vreun geniu. Dar pentru ce? Ca să ne mai duceți odată la sapă de lemn? Sau pentru ce? Bineînțeles că, la fel ca și preoții, și pușcăriașul Gigi Becali ne dă un sfat, și de ce să nu-l citim? Nu-i așa? Nu trebuie să ne conducă un străin, nu votezi Iohannis pentru că nu e ortodox. Da? El care totuși intrase la un moment dat în Partidul Național Liberal. E adevărat, adus de alt geniu al politicii, astăzi un pic la refacere, prietenul nostru Alu Căcărău. Ce dor de ne e de el. Și totuși omul are puțină demnitate. A declarat că nu votează cu nimeni Dumnezeule în turul 2. E, ăștia îmi plac.
Ăștia îmi plac neacăcărău. Ăștia. Nu tâmpiții care se duc așa la vot doar ca să zică... De ce? Să vă luați o piatră de pe inimă sau de ce? Că trebuie să mă duc, trebuie să mă... Eu nu țin cu nimeni, dar trebuie să mă duc și îl votez pe Victor Ponta până la urmă că m-am dus la vot. Uite bă, Căcărău a declarat foarte clar. Nu mă interesează niciun candidat. E dacă așa am... E când o să acționăm așa, atunci o să fim o clasă, o societate matură. Când o spune, bă, nu mă reprezintă nimeni. Ma, sunt deschis. Și eu sunt deschis. L-am votat pe Emil Constantinescu, 96 de două ori. Atât. De atunci n-am mai fost la vot. Dar eram deschis. Am votat împotriva comunismului. Am votat și în 1990 cu Ion Rațiu. Citit acum, spunea băiatul lui Ion Rațiu. Zice, la câți mi-au spus că au votat cu tata, fi câștigat cu 80% el. Așa sunt românii, să știți, domnule Rațiu. Așa sunt, niște bandiți. Au votat 3, ceva atunci, dacă nu mă înșel. Dovada că sunt un om extraordinar de intuitiv și știu să votez pentru țară, da? N-am votat cu francofonul Radu Câmpeanu, da? Care venise de la Paris, deși eu eram francofon. Nu știam limba engleză absolut deloc. N-am votat cu Radu Câmpeanu, am votat cu Ion Rațiu, pe care consideram și istoria mea de-a dreptate, timpul meu, chiar dacă la modul platonic, pentru că Ion Rațiu ce-a mai făcut până s-a prăpădit? Nu, mare lucru. Acum însă, cetățenii României sunt de acord. Că aia ar fi fost o schimbare, într-adevăr. Sigur că Ion Rațiu ar fi eșuat. Ar fi eșuat ca sistem. Pentru că l-ar fi mâncat toți escrocii ăștia care oricum ar fi fost acolo. Exact cum s-ar fi întâmplat și dacă ar fi venit regele în România. Situația țării nu era diferită. Pentru că indiferent cât era regele de demn, să zicem, da? Oricât ar fi fost el de bine pregătit și de bine intenționat, îl făceau trepăduși. Ce credeți, că el ar fi stârpit baronii? Pensez că nu, nici n-avea cum să o facă. Că deschidea un pic gura, linșau aia. Îl puneau aia cu botul pe labe. Nici regele nu era foarte român, apropo. Da? Deci imediat ar fi fost o răscoală din asta în jurul lui, s-ar fi spus, bă, dar un străin? La cine e ăsta? Noi să fim între noi, da? Nimeni nu spune că Nicușor Constantinescu este altfel decât ortodox. Nimeni nu spune despre Pendiuc de la Pitești că nu este ortodox. Dar nimeni nu spune despre toți baronii ăștia care vor intra sau au intrat la pușcărie. Ăștia sunt ai noștri, ăștia ne merită, să știți. În rest, alegerile sunt greșite. Deci, dacă vă duceți la biserică în aceste zile, să știți că nu sunt speranțe. Dar uite ce ne spune Ioana Petrescu. Altă prostie. Ministrul Finanțelor a declarat că în cazul în care prostituția ar fi legalizată, adevărat că e un subiect la discreția oamenilor politici acum. Deci iată ce o preocupă pe doamna Petrescu în plină campanie electorală. Legalizarea prostituției. Un subiect, veți recunoaște, deschis pe masa politicienilor de 20 de ani. O astfel de măsură, s-a gândit distinsa doamnă care a terminat la Harvard, atenție, în Statele Unite, nu în Marea Britanie, cum credea prostul de gâdea, potrivit calculurilor Institutului Național de Statistică, prostituția ar aduce la buget într-un an între 40 și 100 de milioane de euro. Un fleac. Bani care sigur ar fi buni pentru campanii electorale, să-i strice PSD-ul pe prostii. Deocamdată zice ea, prostituția este ilegală. Dacă prostituția devine legală, atunci va deveni o activitate economică legală, generatoare de profit. Bă, genial! Da? Pe de altă parte, doamna Petrescu, ce ar fi să impozitați biserica? Da, că au intrat și ei totuși în secolul 21, în sfârșit. Ce ar fi să puneți niște impozite pe biserică, cam cum le puneți oamenilor? Care dacă își iau o casă, plătesc impozit, dacă o vând, plătesc impozit, dacă o dau în chirie, plătesc impozit, dacă își mai iau o casă, plătesc de două ori impozit, dacă își iau o mașină, plătesc impozit. Da? De ce nu puneți, domnule, și pe biserică impozite pe tot ce suflă aia acolo? Nu puneți că vă e frică. Ha? Aveți frică asta de necunoscut, sunteți niște nimeni și atunci nu puteți să stați drepți în fața neantului. Asta e problema voastră. Sunteți niște analfabeți, doamna Petrescu. Da? Dacă sunteți atât de impulsivi și de bine pregătiți, nu e asta. Păi sigur că și prostituția asta se putea rezolva în timp. Nu e o miză acum, prostituția, pentru 100 de milioane. Ia impozitați voi biserica, ia scoateți voi pe aia afară pe toți, da? Puneți-i în fața acolo și citiți-le cum va arăta România asta voastră nouă. Hai că m-am săturat de impostură, da? O să faceți un pic curățenie și pe la pochii ăia, da? Să intre și ei în rândul lumii în sfârșit, că de mințit au voie să ne mintă, da? Fără nicio problemă. Deci ei mint, ei fac ce vor, bă, dar nu plătește nimeni acolo? Bă, au cam trecut vremurile astea. Le-am dat, da, au avut 25 de ani să dovedească că nu sunt doar proști, da? Că n-au avut ghinion, le-am dat, n-au făcut nimic. Atenție. Și dacă mesajul lor după 25 de ani, bă, fraților, Victor Ponta este machidon. Pe jumătate, da?
El provine dintr-o familie care a plecat din Moscopole, actuala Albanie. Nu este un ortodox absolut. Atenție. Nu este un ortodox absolut. Indiferent că unii cred că neamul românesc se trage din Macedonia. Da? Nu este un român 100%. Asta nu e o miză. Corneliu Vadim Tudor Adenit, ortodox, când s-a căsătorit la 40 de ani. Da? Tăricianu-i catolic, mâncava jgura. Da? N-are nicio importanță. Asta nu e un criteriu, bă! Rog pe boii ăia de la Consiliul de Discriminare să intervină imediat. Da? Mi se pare o discriminare uluitoare asta. Că de ce, bă, dacă unul e catolic sau e negru sau e albastru în România, n-are voie, bă, suntem în Uniunea Europeană, mă. Da? Pe lângă noi mai sunt 27 de țări din Uniunea Europeană. Nu putem tolera așa ceva, bă, fraților. Vreți să vă povestesc chiar scena de la Ambasada Statelor Unite? Știți cum i-a spus ambasadorul? Sau cum îi va spune lui Victor Ponta duminica viitoare? Mă, Victor, mă, începe să ne apuce o silă de la o vreme. Tu știi că noi i-am urât întotdeauna pe nemții ăștia. Ăla cu o cafea în față. Bă, de când s-a terminat al doilea război mondial, firea al dracului de nemțelăi, bă, n-am făcut pace cu ei niciodată. Nu te lua tu după chestia asta pe care le vezi. Noi putem înghiți. Nouă ne stă Germania în gât și acum. Bă, neamul ăsta firea să fie, uite, și la fotbal și peste tot, bă, sunt o tortură pentru societate, bă. Bă, când spui Germania, parcă spui dracu. Ce ai zice tu, Victore? Uite-te bine la mine. Ce ai zice tu, măi frate, să lăsăm pe boul ăsta de Iohannis, dar să se facă de râs 5 ani la putere? Da, hai să lăsăm 5 ani. Bă, să facă praf economia, să facă praf societatea, să-și muște olguța mâinile și picioarele, că e flexibilă, ce-o apuca aia să mai muște. Toți românii să zică, uite, bă, ce nenorocire, bă, și noi care credeam, gemea, lasă-i tu 5 ani de zile să se facă de râs acolo și hai să ne vedem noi de treaba noastră. Însă deschidă și ăsta gura, dar știți că mai avem... De alea de diaspora ne ocupăm tot noi. Da, hai, dă-i dracului de nemți, mă, numai când îl văd la față pe ăsta. Da? Tu ești băiat frumos, drag, dar și toți ăștia, mă, sunteți prietenii mei. Da, hai să-i lăsăm 5 ani să se facă praf, 10 ani, dacă sunteți de acord, să facă praf, să-i, că după aia să, ce argumente să ne mai ofere? Ce să mai zică de noi? Da? Uite, dacă biserica îndeamnă pe cetățeni să voteze ortodox la alegeri, eu îndemn să voteze cu Ambasada Statelor Unite. Duceți-vă, domnilor, poți la Ambasada Statelor Unite, aia care mai știți un pic de engleză. Așa? Duceți-vă puțin acolo să vedeți cam care e mesajul Ambasadei Statelor Unite. Și o să vă mai povestim și zilele viitoare, să vedeți cam cum merg lucrurile așa. Da? 5 ani! Nu mai mult. Îl lăsăm pe cetățeanul ăsta să se facă, bă, dar în ultimul hal de râs. Da? Și cum nu s-a făcut nici Iliescu, cum nu s-ar fi făcut Miron Cosma, cum nu s-ar fi făcut Gheorghe Funar, cum nu s-ar fi făcut Corneliu Vadim Tudor. Dați-mă și lui șansa să facă praf țara asta 5 ani. Dar ce alții n-au făcut-o înaintea lui? După aia să venim și cu toți, cu gurile mari peste el. Ne-ai omorât, Președinte, cine o fi peste 5 ani? Gabi Firea, probabil. Va candida din partea PSD peste 5 anișori. Bravo! Bravo, națiune! Bun, hai să mergem mai departe totuși. Tot din partea bisericii, dar cu un alt cuvânt, intervine domnul Ilie Sârbu. Spun din partea bisericii, întrucât este Dumnezeu socru, vă cum știți, în PSD. Cuvintele de apreciere ale domnului Emil Constantinescu la adresa lui Victor Ponta, după cum știți, dragi telespectatori, Emil Constantinescu și-a declarat sprijinul pentru Victor Ponta. El a fost țapu, a fost președinte de dreapta, după cum știți, l-a combătut pe Ion Iliescu, el l-a întrebat atunci, credeți în Dumnezeu, domnul Iliescu? A bâșbuit-o un pic Iliescu, am revăzut acum recent faza. Și, într-adevăr, Iliescu i-a zis ceva, că structurile nu sunt completate niciodată și e important să merge țara, ce direcție, care este alături de biserică sau nu. Am vrutit-o el ceva, n-a zis-o, bineînțeles. Da, mi-a plăcut asta. Emil Constantinescu credea că dacă vorbește de biserică sau îl amintește pe Dumnezeu, marchează niște puncte. Le-a marcat pe moment, dar nu neapărat pentru asta a fost el ales. E bine, i-au servit la ceva? Când a ajuns la putere, a făcut ceva dacă el credea mai mult în Dumnezeu decât Ion Iliescu? Nu, absolut nimic. A pierdut după aia lamentabil când îi trecuse vremea, adică după 4 ani, cât era mandatul atunci. Bun, deci Emil Constantinescu bagă de seamă Ilie Sârbu, dar și domnul Ioan Hollander, fost director al operei de stat din Viena,
vin să confirme relevanța mesajului de unitate și de ștergere a frontierelor dintre români, dintre cei de stânga și cei de dreapta, dintre cei care au nevoie de ajutorul statului, cei care se descurcă singuri. Totuși nu pot să citesc până la capăt, că mi-amintesc fraza aia. Să-l scoateți pe domnul Năstase de la pușcărie, îl scoatem. Ca viitor candidat la președinție, nu știu dacă era cazul să te arunci așa înainte. Ci în cazul ăsta, când tu vrei să-i scoți pe unii de la pușcărie, cu ce drept? Cu ce drept îi scoteai tu de la pușcărie? Cu niciun drept. Bineînțeles că nu-i scoteai. Dar cu asta îți făceai tu campanie electorală? Care vrei să fii președintele tuturor românilor, adică al pușcăriașilor? Eu n-am auzit nicăieri foarte clar și văd la susținătorii domnului Ponta, de altfel, văd la domnul Mazăre, la care s-a umilit, văd la prostănacul de Nicușor Constantinescu. Îl salut pe procurorul care i-a pus acea mirifică întrebare apropo de dacă purta șmecheria aia. Da? Trebuia să poarte nu știu ce la picior sau la mână în Statele Unite ca, da, ca să vadă dacă era sub control, adică era urmărit. Și el a negat, deci n-am avut niciodată așa ceva, după care i-au demonstrat cu acte că lucrurile de fapt așa au stat, purtase acele însemne, pentru că el nu era în călătorie de nuntă în Statele Unite, a început să plângă escrocul. Deci același care ne-a spus cu aceeași cerbicie exact același lucru. Că este nevinovat, că a plecat, că vor să-l lichideze, da, că el este bolnav, că bineînțeles că n-avea nimic. Și el a fost susținut din țară de Radu Mazăre, că este principalul susținător al lui Victor Ponta. Deci este suficient să faci aceste, da, racursiuri, aceste, să iei așa pe scurtăturile astea, ca să vezi că de fapt nu e deloc așa. Bine, sigur, ne prefacem acum că nu știm, goată spun, suntem neutri. Da? Nu, nu găsiți aici pe unul care să îl voteze pe Klaus Iohannis. Nu. Dar pentru aia nu trebuie, dacă, atenție, nu înseamnă că dacă ești împotriva lui Iohannis trebuie să-l iubești pe Ponta. Sau dacă nu ești cu Ponta să fii cu Iohannis. Nici o importanță. Trebuie să gândești lucrurile foarte clar. Să le pui în balanță, să ai recul. Împotriva ceea ce cred stupizii, aici nu se fac exagerațiuni. Da? Nu sunt emise niște cuvinte așa aruncate în două. Ele sunt extrem de bine calculate, chiar dacă sunt spontane. Deci atenție, nu este așa. A nu vedea, mamă, ăla s-a dat cu... Nu s-a dat cu nimeni, stați liniștiți. Fiecare candidat are, sigur, niște argumente pe care trebuie să le expunem. Mai mult rău decât bine, în cazul amândurora. Dar trebuie să le expunem și pe alea care sunt bune și pe alea care sunt rele. Există și posibilitatea ca unul dintre ei, la un moment dat, chiar să fi spus un lucru bun. Dar nu înseamnă gata din toată... Aici nu suntem la televiziuni care nu mai aparțin publicului. Da? Care nu mai acordă niciun spațiu știrilor, de exemplu. Facă ea meeting de susținere a lui Klaus Iohannis, nu dăm la televizor. Nu mai are televiziune de știri. Da? Aia este manipulare exact ca pe vremea lui Ceaușescu. Păi și Ceaușescu, dacă era un meeting în țară undeva împotriva lui, sigur îi omora pe toți ăia, dar nu apărea nicăieri, aflam de la Europa Liberă. Nu se face așa, bă. Adică și dacă ești Sebastian Ghiță, bun, și tu ai impresia că l-ai prins pe Dumnezeu de picior, dacă ți-e prieten Victor Ponta și băgați banii aia. Nu ți-a căzut cașul de la gură, nenorocitule. Tu ai impresia că dacă nu difuzezi nicio știre sau la Antena 3, nu îi faceți niciun serviciu, bă, lui Victor Ponta. Că Victor Ponta nu-i Dumnezeu. Când Victor Ponta ajunge la președinție, nu se schimbă nimic, bă, în țara asta. Stați liniștiți. Dacă aveți impresia că o să iasă Varanul de la pușcărie, bă, vă reamintesc doar atât. Asta e singurul lucru de care ne mai agățăm, de altfel. Da? Există încă 27 de țări în jurul nostru. Europa nu este una. Nu este o singură țară. Acum nu mai este Radio Europa Liberă să ne salveze doar niște unde. Sunt 28 de țări cu totul, 27 fără noi, care ar trebui să facă scut împotriva unei politici de genul ăsta. Pe asta mă bazez. Indiferent cine este președinte. Da? Să nu cumva să credeți că va fi chiar atât de simplu, astăzi când lumea e liberă, da? E slobodă la gură, ambasadele sunt aici, toată lumea știe ce se întâmplă în țară, de peste tot, ei se duc și dau raportul în mod frecvent în străinătate, la Bruxelles, pe unde îl mai dau. Să nu cumva să credeți că de mâine ne întoarcem la dictatura lui Ceaușescu, pe care probabil vă doriți, pochilor. Sau cine aveți impresia că o să o duceți voi mai bine. Nu e așa, tată. Da? Și istoria încoate rețineți ăștia care n-aveți viziune, nu poate fi oprită din drumul ei. Așa cum nici zidul Berlinului n-a putut să fie oprit de niciun regim. Au căzut ca spicele toți dictatorii comuniști atunci. N-a căzut ăla din Albania,
după căderea zidului Berlin. Albania a rămas atunci singura țară socialistă din Europa. Bine, da? Au ajuns departe, bineînțeles. Da, au văzut cu socialismul lor, s-au dus departe, zvai mama lor. Da. Atât. Da? Deci să nu cumva să credeți, ăștia care ziceți, na, acum gata. Nu, tată, Europa veghează pentru noi. Aici este speranța României. Indiferent cine vine președinte. Că uite, ne uitam și noi zilele trecute prin 2011, când Traian Băsescu era bine sfătos la putere, nu intra nimeni la pușcărie. Da? Nu contează cine e în România. La un moment dat, ăia văzând că nu se mai poate, că toate rapoartele pe care le aveau eram codașii acestui continent peste tot, asta este, s-a dat drumul în sfârșit. Sigur că nu justiția europeană ne comandă pe noi. Nu, și asta ar fi o greșeală să credem. Nu, judecătorii noștri, magistrații noștri au în sfârșit mână liberă. Dar să avem speranța totuși în continuare, că pentru asta luptăm, nu pentru Ponta și nici pentru Iohannis. Da? Să avem speranța, să fim mai deștepți decât ei și să avem speranța că și în continuare cei care știu mai multe decât noi ne vor veghea și ne vor lăsa sau ne vor obliga, dacă noi nu știm să facem, să luăm lucrurile la, ca la abecedar. Sper că dacă vor ajunge acești distinși domni de 40 de ani să conducă o țară în Uniunea Europeană, mă refer la domnul Ponta și la oamenii din jurul lui, să, la prima întrunire în care se va demonstra câte știu ei despre Europa, să li se spună să o ia de la abecedar. Dacă îl învață foarte bine, să meargă mai departe. Dacă nu, iară să te duci să dai niște teste. Mă tem că la testele alea nu se poate copia. Mă tem că la testele alea nu poți să vii cu cartea lui Năstase. Tem că acolo va trebui să răspunzi tu față în față cu propria ta soartă. Asta este adevărata miză. O, cine ajunge la putere aici să tragă sforile și cu 24% și cu pensiile și cu... Hai să lăsăm lucrurile astea că sunt puerile. Să ne intereseze adevăratul destin al țării, care nu este un destin nici ortodox și nici românesc. Că nu ne face Biserica Ortodoxă nici mai deștepți și nici mai avansați. Că uite, vedem rezultatul după 25 de ani, da? Tot conduși de aceiași pochi și de aceiași oameni politici. Intră și ies din biserică fără niciun folos. Da? Acum ni se mai spune și cu cine să votăm. Mulțumim! Habar n-aveam, într-adevăr, sunt foarte bune sfaturile astea, ca să știm și noi. Uitați, apropo de frica de biserică, ci de spirit în general. O femeie din Sebeș, care are deja 3 copii până la 24 de ani, susține că fantomele au început să-i bântuie casa. Bă, până aici nimic ieși din comun, că măcar între tururile prezidențiale să te bântuie, dacă nici acum nu te bântuie fantomele, atunci când? Probabil că-i vor votul femeii. Sau are 3 copii. Da. E și acolo o miză. Mamă, votează cu ăla, chiar dacă el e sugar. Uite, am visat că trebuie să votez cu ăla. Deci e o miză, da? Pentru fantome. Coșmarul a fi început chiar în prima noapte petrecută de femeie în această casă. Să nu uitați să o impozitați. Când tânăra a visat că o femeie s-a spânzurat în casă. Bun, vise dintre astea avem cu toții. La miezul nopții o ușă din casă s-ar fi deschis brusc. Nici asta nu e o surpriză, poate erau niște șobolani prin pod. Fără să se mai poată închide, iar o jucărie începea să cânte singură. Bă, aici spune că ambasadorul SUA lui Victor Ponta. Să nu fi fost fărbi. Pentru că ăștia mai cântă singuri. Doamnă, luați jucăria și duceți-o direct la besearecă, pentru că ăia vor arde jucăria în foc, așa cum ne-au și spus. Cum vedeți un fărbi pe stradă? Sunt unii care dau așa din niște urechi, o să-i vedeți imediat, îi recunoașteți imediat dacă îi vedeți pe stradă, nu trebuie să dau foarte multe amănunte despre ei. N-aș fi fost rău să avem un poster cu un fărbi din ăsta, dar vi l-am arătat atunci cu popii de la Muntele Athos. Nopți la rând, femeia și copiii ei, da, minori toți, n-au reușit să închidă un ochi. Ajunsă la capătul puterilor și evident al răbdării, tânăra a mers la preot. Iar acum spune că a scăpat de fantomă cu ajutorul bisericii. Dar nu e numai asta. Știți de ce a scăpat? Incredibil. Autoritățile locale, alertate și ele de distinși popi, i-au oferit femeii un ajutor de urgență de 300 de lei. Bă, deci e un precedent ăsta, bine, 300 sună rău. Că și pe aia pe care îi legau francezii de scaunele avioanelor și îi trimiteau în România tot, parcă tot 300. Alea luau 300 de euro, da. Dar vreau să spun că 300 sună prost. Orice femeie noaptea asta, că stă la bloc,
că stă la vilă, că stă la reprea PPS, că stă în șanț, dacă se duce la autorități și spune că a visat fantome, și mai ales că fantomele aveau chipul lui Klaus Iohannis și turnau fontă, de exemplu, da, într-o curte părăsită, vor primi 300 de lei fără probleme. Dacă nu vor primi, să facă scandal. Să iasă în stradă, să-și primească dările până la urmă. Da? Deci asta se arată în comunicatul primăriei Sebeș. De aici înainte, ci că și medicamentele vor fi decontate, pentru că una dintre fetițe s-a și îmbolnăvit de câte fantome a visat. Bă, deci asta se întâmplă în România, să știți. Visați fantome, aveți numai de câștigat. Hai să vedem niște cifre. Statisticile finale ale BEC arată că 1.126.200, deci, încă o dată, 1.126.284 de alegători români au votat pe liste suplimentare. Asta spune statistica BEC. Dintre aceștia, doar 161.262 prezentându-se în secții din străinătate, în care nu există liste permanente. Restul, adică 965.022, au votat în țară. Iată explicațiile. La Joița, în județul Giurgiu, 439 din 1715 alegători au venit din altă localitate. Ei sunt, așa cum le spune primarul Constantin Tănase, ex-liberal trecut de curând la PSD, străinacii. Comuna noastră e foarte aproape de București și s-a întâmplat ca mulți cetățeni din București să voteze la noi. Nu s-a făcut turism, nu s-a făcut nimic. Foarte mulți străinași din ăștia care au case la noi în comună, dar n-au renunțat la buletinul de București. Da? Deci iată o explicație absolut logică, da? 439 s-au dus și au votat acolo. Mai departe, din primărie, rezultatul corect civilizat Ponta Iohannis, 402 la 160 de voturi într-o secție și 397-251 în a doua, nu poate fi pus la îndoială. Au fost toți cu minți, zice omul, la noi se votează corect, civilizat, oamenii sunt cu minți, le e frică acum. Nu vedeți că se urmărește fiecare mișcare? Cine își mai bagă pielea la Saramură? Invocă anecdotic primarul, fica de procurori. Și bineînțeles că s-a votat și în alte zone tot așa, de exemplu, cum spuneam, data de 2 noiembrie i-a prins pe români în weekend, că asta era, i-a prins și la Băi, că România este o țară tropicală, e firesc, nu? În noiembrie te duci la Băi, bineînțeles, să face plajă peste tot, da? Toate porturile maritime sau fluviale ale României, da? Deși nu avem decât un singur port maritim și câteva fluviale care au intrat la apă. Da, asta e! În toate s-a făcut plajă, deci era firesc. Era absolut firesc. Să nu uitați de urmele viezurelui uriaș, care l-a bântuit și pe Adrian Năstase. Mamă, câți bani ar putea să scoată prostul ăsta. Deci, dacă mai începe să mai descrie un pic, că ați văzut că după aia a fost și Mistrețul la Arad. Niște urme de Mistreț și după aia de viezure uriaș. M-am uitat și eu repede acasă când am ajuns într-un dicționar de ăsta enciclopedic numai despre viezuri. Cam atâta. Să vedem ce se spune acolo, domnule. Străiesc în zona Cornu. Știți ce scrie? De obicei, aceste animale sunt singuratice. Chiar dacă trăiesc într-o populație dintre asta de mai mulți viezuri, care nu se numește nici haită, nici ciurdă, nici turmă, e o populație de viezuri sau de bursuci, că e același lucru. Să nu vedeți după aia bursuc în dicționar, să credeți că e un alt animal. Viezure sau bursuc e același lucru. Dar atunci când au și de făcut pomeni electorale, au de votat, au de ieșit la cumpărături, să duc să se însoare, viezurii o fac pe cont propriu. Deci un moment de singurătate, practic, în care eu iau așa razna și să duc, cum merge, să duc, unde-i cața Vencu? Uite-l. O să vi-l arăt imediat, ăștia n-au viezure pe prima pagină, dar deci așa s-a dus și ăla, l-a îngrădit și ca Adrian Năstase, dar până la urmă tot a reușit să rupă grilajele. Să nu fie ca înainte Chuck Norris președinte. Hai, noroc, schimbare până la capăt, te spune. Fă Ponta karate sau karate. Iată-l pe Chuck Norris, este propunerea Academiei Cațavencu. Victor Ponta președinte, că tot vorbeam despre fantome. Interesantă ultima pagină. Înainte să mai trecem și la altele, un ziar din Republica Islamică Iran nu pică prost. Un ziar fluviu, uitați-vă aici,
Acum 25 de ani Nicolae Ceaușescu voia să fugă în Iran. Așa ni s-a spus la vremea respectivă. De asta eu păstrez așa în minte Iran. Uitați-o pe Mona Lisa într-un ziar iranian făcând selfie. Bă, nu știu dacă în România există asemenea reclame. Să știți. Zicem despre iranieni că sunt vai de mama lor și trăiesc într-un primitivism. A, uitați-vă totuși, da? Ziar iranian. Taică. Imens, într-adevăr, în care nu găsești după nimic aici de unde ar putea să provină decât după cât un indicator de la de internet .ir. Ăla este Iranul. Altfel nu ne-am fi dat seama de unde parvine respectivul ziar. Vorbim după pauză și despre recordul mondial stabilit în Ținutul Secuiesc la Sarmale. Imediat. Avem un manual complet de pescuit. Uitați-l aici. Se nimerește bine. Mai ales că la pescuit te poți lăuda cu orice. Deci este numai bun în campania electorală. 100... Cred că doar 79 de lei, da. 79 de lei, nu 179. Cu un SMS cu textul litera la 1800 arată bine în orice caz. Sunt toate tehnicile, cică de a pescui. Chiar și atunci când nu pescuiți, vă spun exact ce trebuie să le povestiți celor care au rămas acasă. Încheiem cu o știre că este un record mondial, care va fi omologat și de Guinness Book. La Odorheiu Secuiesc s-au pregătit într-o singură oală 27.104 sarmale. Autoritățile din Odorhei, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc și Sfântul Gheorghe au participat. 250 de voluntari, 14 maestri bucătari din România și Ungaria s-au folosit 780 de kg de carne și 3 tone de varză murată. Atenție, într-o singură oală, recordul era deținut de sârbu Gali Zoltan, tot un etnic maghiar, care a pregătit 10.300 de sarmale într-o oală de 4 ori mai mică. Asta era o oală de peste 4.000 de litri, cea de la Odorhei. Sârbu pregătise 10.300 de sarmale față de 27.000 cât au mâncat cei de la Odorheiu Secuiesc. Asta da treabă. E, vedeți, bă, România, sarmalele nu sunt chiar atât de românești, dar în orice caz votăm cu ele. Pe mâine seară.